Salut, prieteni! Astăzi o să vă prezint în acest clip cum mi-am vopsit etrierii. Am început cu roata din față, stânga față, am dat prezoanele jos, am cumpărat un spray în jur de 10 lei am dat, n-am mai luat de la special pentru etrieri, pentru că nu, am observat că nu e nicio diferență. Am ridicat mașina pe cric, am pus roata sub mașină pentru siguranță și am început să vopsesc. Partea de pe disc, vopseaua care s-a așezat pe disc, o să se șteargă în momentul în care o să circulăm cu mașina și o să frânăm. Plăcuțele o să șteargă roșul care a rămas pe disc. Am vopsit și pe aici. Am vopsit și apărătoarea din spatele discului și partea de mijloc, chiar dacă nu o să se vadă toată, unde sunt prezoanele o să vină roata, o să se vadă decât partea aceasta dintre disc și partea unde vine roata. Bun, o să mă apuc și de celelalte. O las puțin să se usuce, o să așez roata și apoi o să mă apuc și de celelalte roți. Cel mai bine o să se vadă momentul în care o să vină și janta pusă. Frumos ar fi să ai niște jante mai mari, de 17, de 18 și cu spițele mai rare, ca să se poată observa mai bine culoarea aceasta. Eu am ales roșu, depinde, poți să alegi și un galben mai aprins. Uitați pe spate, nu se vede chiar nimic. Am jante de 16, sunt mai confortabile, de aceasta le-am ales. Mici imperfecțiuni în unele locuri. Apar problemele acestea și când schimbăm cauciucurile la vulcanizare. Vedeți, pe spate etrierul n-a fost vopsit niciodată. Bun. O să revin și cu celelalte, cu filmarea pentru celelalte roți. Gata, am ajuns și la roata din spate. Înainte de a vă apuca să vopsiți, de preferat să curățați cu o perie de sârmă sau un șmirghel, să curățiți părțile pe care urmează să le vopsiți. Etrierul, partea din centru, pe aici n-am mai dat, că nu mi se pare exagerat, decât am curățat de praf. Am șters bine și acum urmează să vopsim. Să vedem ce o să iasă. Am luat un spray pentru finisaje. O să vă arăt și cum. Prească te puțin. Să nu dați prea mult,
pentru că o să curgă. Trebuie să fim atenți să dăm și pe partea de jos, să nu rămână nimic de vopsit. Vedeți, dacă dați prea mult, o să înceapă să curgă. Dar nu e problemă, că nu rămâne spuit, nu rămâne urât, nu o să se vadă, pentru că o să curgă în cazul în care... rămâne prea mult. O să vopsesc și etrierul și apoi mergem la roțile celelalte. Bun, o să vopsesc apărătoarea acum. Am făcut tot discul roșu, dar partea asta v-am spus că se ia în momentul în care o să se învârtă roata. Nu e nicio problemă. Și acum urmează și etrierul. O să încerc să dau până aici, doar partea asta. Și pe aici, să nu rămână partea asta. Bun, am înroșit tot discul, toată roata, tot. O să lasă să usuce puțin și o să-i mai dau un strat. Cam așa arată și cea de-a doua roată de pe spate, curățată. Am încercat să o curăț cât am putut cu șmirghelul și ne pregătim să aplicăm și pe această vopsea. Roșu imperial am luat. O să vedeți că cele de pe față au, pe cele de pe față le-am vopsit cu un roșu special pentru etrieri, un roșu rezistent la temperatură, dar după cum v-am spus e destul de bun și ăsta, foarte rezistent. În timp o să se mai închidă la culoare, o să ajungă un pic spre un roșu vișiniu, pentru că la temperatură se mai coace puțin vopseaua.
Dar eu zic că o să arate mult mai frumos decât ce am acum pe față. În momentul de față, ăsta este roșul de la din spray-ul cel vechi. Nu mi-a ajuns să le mai fac și pe cele din spate, așa că am luat nuanța asta de roșu. Și ne apucăm de treabă și aici. Haideți să începem cu partea centrală. Chiar dacă aici nu o să se vadă, o să vopsesc totul pentru protecție. Bun, și zic că e gata aici. Am rezolvat și partea de jos. Și de aici o să mai am de aplicat, uite, a rămas pe aici partea asta puțin. Aplicarea, nu știu, cea mai bună aplicare, eu zic că e undeva la 20 de centimetri să fie. 15-20, depinde. La mine adie și un pic vântul și dacă dau prea de departe, gen distanță prea mare, nu o să ajungă vopseaua aici. Nu a afectat nici celelalte părți, dar eu zic că de la distanța asta e destul de ok. Bun, începe și cu apărătoarea. Zic că e ok. Aproape. Urmăriți și pe unde vă mai rămâne, mai aplicați apoi. În capăt aici mi-a mai rămas. Bun. Și ne mai rămâne acum ultima oră. Partea cu vitrierul. Începem și aici. Și
zic că am rezolvat și roata de pe spate. Dacă doriți, puteți să dați două rânduri, două straturi de vopsea. După ce ați aplicat primul strat, așteptați vreo 10 minute și apoi încercați să mai dați încă unul. Dar eu zic că ajunge un strat, un spray ca ăsta eu zic că va ajunge pentru toate roțile cu o singură aplicare. Bun, am ajuns și la ultima roată, față dreapta. Deci așa arată în momentul ăsta. Aici, v-am zis, este spray-ul acela vechi. Nu am mai avut foarte mult și am dat cât mi-a ajuns. Vedeți că nu a acoperit foarte bine. Plus că este și o nuanță mai închisă. Dar o să dau cu acela roșu. O să dau cu acesta pe care l-am cumpărat. Și oricum o să se acopere mult mai bine, având în vedere că este deja roșu. Îi mai dau și cu încă o mână, o să se vadă bine. Am mai șmirgheluit așa puțin. Am curățat bine, să nu fie praf. O să dăm și pe partea aceasta. Acum curăț de praf. Asta nu este perie de sârmă. Este o perie pentru jante, de curățat jantele, dar o folosesc și pentru praful de aici. Oricum, partea aceasta nu o să iasă în evidență la fel ca pe spate, pentru că discurile sunt mult mai late aici. Suprafața este mult mai mare și tabla se vede foarte puțin, spre deosebire de partea din spate, unde observați că tabla se vede foarte mult, discul este mult mai mic. Bun, haideți să începem și aici. Amestecat foarte bine recipientul în care este vopsea. Dacă aveți o mască de protecție, cu atât mai bine, să nu inhalați vaporii. Și începem să aplicăm. Mie mi-e mai ușor să aplic pe partea din mijloc, apoi partea aceasta și ultima oră e trierul. Faceți cum vă e mai ușor. Oricum partea din mijloc, acolo unde este piulița centrală, nu mă ajută cu nimic. Adică poate să nici nu fie vopsea acolo, că nu afectează cu nimic, plus că nici nu o să se vadă partea aia. Adică orică este, orică nu, o să dau așa de protecție, chiar dacă n-am reușit să curăț cum trebuie zona aceea. O să mai curăț un pic cu șmirghele.
să fiți foarte atenți, să aplicați pe toate partea. Eu cu n-am mai învârtit roata, trebuie să fiu foarte atent să dau peste tot. Era mai ușor dacă învârteam de disc, numai că se învârte foarte greu, trebuia să am și roata cealaltă ridicată. Bun, acum începem și cu partea de aici. Și pe partea de jos. Deci trebuie să se vadă cam peste tot. Bun, și ne mai rămâne etrierul. Am vopsit cu tot cu plăcuțe. Aia e, când le schimb, or să vină cele de culoare neagră. Dați și de la stânga către dreapta și invers. Puteți să dați și pe jos în sus și de la stânga către dreapta. Bun, o să las să se usuce în jur de 10 minute, după care o să îi mai dau încă o mână și am încheiat. Apoi vedem ce a ieșit, după ce o să pun și roata. Așa arată după ce am pus și roțile. Eu zic că se vede destul de bine. La fel și aici pe spate. Pe spate se vede mai bine pentru că este și partea cu tabla, apărătoarea, plus etrierul. E destul de ok. După ce o să se usuce cum trebuie, o să folosesc și asta pentru cauciucuri. Dar nu o să-i dau acum pentru că vopseaua este proaspătă și sper să nu atace cumva, să se cojească apoi. Și după ce o să se curățe, după ce o să se întărească, o să se usuce foarte bine, zilele următoare o să iau și o soluție pentru jante. Mulțumesc pentru vizionare!